Bună ziua! Sunteți pe Ascult și Citesc, eu sunt Loredana, el e Jez și azi vă povestim împreună despre cărțile citite în luna august, de ce putem în sfârșit să apărăm amândoi, pentru că avem un nou scaun. Este un scaun ergonomic de la ErgoHuman, cărora le mulțumesc foarte mult. Probabil că au auzit și au văzut că îmi scârție scaunul în unele vloguri și că nu stau deloc confortabil încât să vă povestesc ore în șir despre cărți. Așa că am primit să testez acest scaun și vă spun sincer că e cel mai confortabil scaun de birou pe care am stat eu vreodată și partea faină e că pot să stau împreună cu Jez și să citim, pentru că se lasă pe spate, se lasă în câte poziții vrei tu, încât să stai cât mai confortabil. Până acum ați observat că Jez nu voia să intre cu mine în vlog, pentru că săracul nu avea unde să stea cu mine, pe mine, pe acel scaun, dar acum uite că e foarte relaxat, mă lași să povestesc despre cărți doar eu. Înainte să vă povestesc despre cărți, haideți să vă arăt un pic cât de tare e scaunul ăsta, pentru că chiar are multe butoane pe care trebuie să apeși, nici nu am descoperit încă ce fac toate, dar chiar poți să îți reglezi orice. Haideți să vă arăt câte lucruri face. De aici modifici spatele, cât de mult vrei să te lași în față sau în spate și pe urmă îl blochezi tot de aici, de la mâner și rămâne așa. Bun, o să-l blochez aici. Mânerele ambele se mișcă stânga-dreapta, încât să ți le pui cum vrei, sus-jos. Și ăsta și ăsta. De aici ne ridicăm sau coborâm. Avem aici la spate, pentru lombar să susțină mai bine cumva lombarul. Momentan o să-l las așa în jos. Inclusiv aici se modifică în funcție de cum vrei tu să stea, și sus și jos și față spate. Aici un buton, dacă îl apăsăm, scaunul face așa. Mai avem aici o manetă care sincer nu știu exact ce face. Încă încercăm să vedem ce fac toate butoanele astea, pentru că ai 15.000 de variante în care să stai cât mai confortabil vrei tu. Și partea cea mai faină pentru mine, învârtitul. Îmi place să mă învârt. Mi se pare un scaun chiar super bun. Uite, de exemplu, dacă îl lași foarte pe spate, sau nu neapărat foarte pe spate, știu, poți să citești liniștit, să te relaxezi. Uite, ne punem picioarele așa pentru că dăm mânerele la o parte. Luăm o carte în mână și putem să citim liniștit, lejer, îți pui inclusiv aici cum să stai. Exemplificăm cartea aici și chiar este foarte confortabil, nu vă mint, e un review pe bune, sunt impresionată, arată superb, îmi place detaliul de la spate, care arată cumva așa ca un fluturaș, mi se pare mie. Haideți să trecem la cărțile pe care le-am citit în luna august, pentru că, așa cum facem la fiecare început de lună, povestim despre cărțile pe care le-am citit cu o lună înainte. Suntem deja în septembrie, doamne, deja e toamnă. A venit anotimpul în care putem, de fapt, să citim cât mai mult. În anotimpul rece și toamna și iarna povesteam cu mulți pe Instagram că nu știu de ce, dar citim mai mult și mai bine. Asta pentru că nu mai ieșim atât de mult din casă, dar eu sunt destul de tristă de fiecare dată când se termină vara. Am impresia că n-am apucat să fac destule lucruri, să mă plimb destul de mult, dar sunt convinsă că o să ne bucurăm de cărți și de lecturi și în această toamnă. Vlogurile cu recenzii sunt cele mai grele vloguri pe care le fac eu. N-am mai povestit de mult despre treaba asta, dar la fel pe Instagram m-au întrebat câteva persoane cum faci să îți pui părerea, mai ales că în școală nu ești învățat să îți pui părerea despre o carte. Ești întrebat, dar spui de fapt părerea altcuiva, nu a ta. Cel puțin eu așa am pățit, poate că s-a mai schimbat, sper, dar nu cred că am avut o treabă prin școală și am văzut cum se întâmplă. Din păcate, nu ești învățat să spui părerea. Până să fac acest canal de YouTube, Ascult și Citesc, cred că n-am spus nimănui niciodată care e părerea mea despre o carte, nici nu m-a întrebat nimeni. Făcând un canal de YouTube, mi-am dat seama cât de greu e să-ți pui părerea despre unele cărți, pentru că sunt cărți pe care le citești și despre care nu știi ce să spui. La fiecare vlog îmi fac câteva notițe să nu uit să spun un anumit lucru sau un altul despre o carte pe care am citit-o și stau de multe ori la o anumită carte și mă gândesc ce, Doamne iartă-mă,
pot să spun despre cartea asta pentru că nu îmi vine nimic. Nu știu dacă ați pățit-o, dar am văzut pe Instagram că sunt multe persoane cărora le e greu de multe ori să își spună părerea despre cărți, așa că eu, ca să nu mai fie chiar atât de greu, o mai spun încă o dată și repet pentru cei care sunt noi aici, nu fac recenzii în adevăratul sens al cuvântului, pur și simplu spun ce îmi transmite mie o carte, prin ce stări am trecut, ce emoții mi-a transmis, pentru că pentru mine asta este cel mai important. Nu intrăm în alte substraturi ale unei cărți pentru că nu mă pricep. Sunt actriță și mă pricep doar la stări și sentimente, așa că asta vă povestesc eu despre cărțile pe care le-am citit. Eu sunt pur și simplu o simplă cititoare care la un moment dat a început să iubească și mai mult cărțile și să le ofere și mai mult timp în viața ei și atunci am ajuns să citesc mai multe cărți într-un an și mi-am făcut acest canal de YouTube și povestesc așa cum știu eu, așa cum pot, cu minimele mele cunoștințe despre cărți. Trecem așadar la... V-am spus, dacă am scaun confortabil, o să stau și o să vorbesc mult. Eu v-am avertizat. Prima carte, clar, de femeie, de Romain Guéry. Am început-o cumva în iulie, din ce am văzut eu pe Goodreads, dar probabil că nu am terminat la timp încât să fie în vlogul de luna trecută cu recenziile pe luna iulie, așadar vă povestesc acum despre ea. I-am dat 3 steluțe din 5. E Romain Guéry sau Romain Guéry? De fapt nu, știți cum e numele lui adevărat? Este Romain Kachev. Pe bune, asta este numele lui... adevărat, Romain Kachev, născut în Vilnius, într-o familie evrească și a crescut la Varșovia. Nu e o carte rea. Din punct de vedere tehnic, cred eu că e scrisă foarte bine, dar nu am rezonat eu cu povestea din această carte. Pe scurt, este o poveste despre o întâlnire întâmplătoare între un bărbat și o femeie, doi oameni nefericiți, între Michael și Lydia, sau Michael și Lydia. E foarte scurtă, n-am ce să vă povestesc mai mult de atât, dar dacă aveți nevoie cumva de o lectură ușoară, într-un fel și scurtă, s-ar putea să vă placă multora dintre voi. Pentru mine a fost ok, o mai spun încă o dată, atunci când dau 3 steluțe unei cărți, pentru mine e o lectură foarte, foarte ok. 4 și 5 deja sunt punctaje extraordinare, dar la 3... cumva n-am nimic de comentat. A fost ok, n-a fost rău, dar n-a fost nici strălucit. Asta este părerea mea despre Clar de femeie. 3 steluțe din 5. Trecem la cea de-a doua carte, Cei rămași și cei plecați, de Parinuș Sanie, căreia i-am dat tot 3 steluțe din 5. Mi s-a părut un roman mult mai slab față de celelalte două pe care le-am citit eu scrise de Sanie, anume Tatăl celuilalt copil și Cel care mă așteaptă, care pentru mine au fost niște lecturi foarte bune. Așadar, aveam cumva așteptări mai mari, însă Cei rămași și cei plecați nu pot să zic că m-a impresionat. A fost ok, dar mă așteptam la ceva mai mult din partea acestei autoare. În acest roman avem istoria unei familii care s-a întâlnit pentru câteva zile după ce nu s-au mai văzut de ani de zile. O întâlnire între cei rămași în țară și cei care au plecat din țară. E o poveste despre ce înseamnă în esență să fii patriot. Cele două grupuri, să zic așa, cei rămași și cei plecați, au păreri total diferite, se ceartă. Cei care au rămas în țară cred că ei sunt cei mai patrioți pentru că nu și-au părăsit țara, iar cei care au plecat din țară spun că doar așa puteau să ajute țara respectivă, și anume Afganistan, pentru că ei fiind plecați pot să-și pună liber părerea încât să afle toată lumea ce se întâmplă în țara lor. Povestea se urmărește destul de ușor, dar pentru mine a fost haotică urmărirea personajelor. Sunt foarte multe personaje din această familie despre care se povestește cam în același timp și nu-ți mai dai seama, stai un pic, ăsta cine e, ce vrea, ce rudă cu cine e, mama, tata, nepotul. Deci după ce te prinzi cumva și înțelegi câți membri are această familie și despre cine este vorba în momentul respectiv, merge mult mai ușor povestea, dar cu toate acestea să știți că și la finalul cărții încă mă întrebam cine e ăsta, stai un pic, despre cine vorbește acum, că nu mai dau seama. Da, mi-au rămas câteva personaje mai importante despre care s-a povestit mai mult, dar când readucea în discuție un altul despre care n-a povestit de atât de mult, nu mai știam exact cine e.
Inclusiv ei la această întâlnire într-o casă de vacanță pe malul mării sunt cumva foarte mulți și cu copiilor și, cu, și nu mai știam exact cine ce e, copilul ăsta al cui e. Așa că a fost un pic mai greu de urmărit din punctul ăsta de vedere, dar mi-a plăcut foarte mult ideea și tema acestei cărți, mai ales că e foarte actuală. A fost foarte interesant pentru mine să văd cât de diferit gândesc cei care au rămas în țară și cei care au plecat, mai ales că cei care nu mai stau în Teheran, de exemplu, au acces la mult mai multe informații față de cei care încă locuiesc acolo și atunci te faci așa să fii ori de partea lor, a celor din Afganistan, pe care înțelegi că li se livrează doar anumite informații și atunci, într-un fel, e normal să aibă părerea asta, dar în același timp nu înțelegi de ce nu-i cred pe cei din familia lor. Și avem chiar în zilele noastre exemple concrete în care în războiul din Ucraina, dacă țineți minte, o fată spunea că mama ei din Rusia nu o credea că se întâmplă lucrurile alea oribile în Ucraina, că sunt bombardați și așa mai departe, spunea că nu e adevărat. Așadar, nu e surprinzător cumva că aceeași familie nu se poate pune de acord și nu acceptă și informațiile care le vin lor din afară. La fel cum probabil nici cei plecați în afară nu mai acceptă ceea ce spun cei rămași în țară, pentru că au impresia, din ce am citit eu în carte, că au rămas înapoiați și că nu mai acceptă nimic și cred în regimul lor și sunt îndoctrinați cumva. Da, asta e ceea ce am înțeles eu din carte, dar cu toate acestea, din păcate mi s-a părut mai slabă decât celelalte două, după cum vă spuneam, și a primit din partea mea doar 3 steluțe din 5. Însă, stilul lui Sanie este unul remarcabil. Mai, având în vedere că eu am cumpărat 3 cărți, după prima am zis, o iau și pe cealaltă care este tradusă la noi și după a doua, când am văzut-o și pe aceasta, am zis, trebuie să mai citesc încă o carte scrisă de Sanie. Eu zic că este o autoare foarte bună pe care o recomand. Cei rămași și cei plecați, 3 steluțe din 5. Înainte să trec la următoarea carte, vreau să vă spun că deși o să vi se pară că primele cărți au primit același punctaj pentru că au primit toate 3 steluțe, stați liniștiți că o să fie și cu scandal când o să vedeți mai încolo ce punctaje am dat unor cărți. Așadar, următoarea carte, tot de 3 steluțe, este scrisă de Cezare Pavese și anume O vară de neuitat și Plaja. Două povestiri în această cărticică mică. Așadar, 3 steluțe din 5. Am citit-o la mare, în maratonul din această vară. E perfectă de citit vara, de citit în vacanță pe plajă. Ca în fiecare carte în care regăsesc două povești, îmi place mai mult una dintre ele. De data aceasta, mi-a plăcut mai mult Vara de neuitat, care spune povestea pierderii inocenței unei orfane pe nume Ginia, o adolescentă de 17 ani, care locuiește împreună cu fratele ei și care este fascinată de o fată de 20 de ani, o prostituată, care spune de fapt că își câștigă banii pozând nud pentru pictori. Amelia este această fată. Deci o avem pe Ginia și pe Amelia și în Vara de neuitat se conturează povestea acestor două fete. E o lectură, spun eu, destul de ușoară, dar nu este wow. Te bucuri de ea atunci când o citești, dar din punctul meu de vedere nimic mai mult de atât. În cea de-a doua poveste, care e mult mai scurtă și anume Plaja, naratorul din această poveste acceptă invitația unui prieten din copilărie de a-și petrece vacanța la vila lui și a soției lui. Mi s-a părut mai slab un pic povestea decât Vara de neuitat, pentru că e așa o nebuloasă cumva pentru mine. Da, țin minte că naratorul povestea cu soția prietenului lui și nefericirea din cuplu și așa mai departe, dar cam atâta. Bine, poate că m-a distras pe mine, citind-o la mare, poate că m-au distras, nu știu, valurile mării, jazz, care mai făcea câte ceva și poate m-a mai pierdut concentrarea, dar, per total, mi s-a părut o lectură ok, pe care o recomand atunci când ai chef de ceva scurt și rapid, dar și interesant, nu e ceva, ce o să zici, nu-mi place deloc. Pentru mine a fost doar o lectură de 3 steluțe. Vara de neuitat și Plaja de Cezare Pavese. Trecem la Femeia cu fustă violet de Natsuko Imamura, care a primit din partea mea tot 3 steluțe.
Nu știu cum reușesc japonezii, dar în ceea ce mă privește pe mine, chiar dacă i-am dat 3 steluțe și o să spuneți, da, nu e de 4, 5, și așa mai departe, ideea este că atunci când citesc un roman scris de un japonez, îți rămâne în memorie, îți rămân imagini clare. Eu vizualizez încă locurile prin care au trecut personajele respective și asta mi se întâmplă la foarte mulți scriitori japonezi. Chiar dacă nu dau 5 steluțe cărților lor, ideea este că atât de bine povestesc încât îți rămâne în minte povestea. E o lectură foarte, foarte simplă și ușoară. Cred că o poți citi într-o zi, cu multă acțiune, cu personaje bine conturate care îți rămân în memorie, cu suspans. Scrie pe carte că are și momente de umor, poate că sunt eu mai ciudată, dar încă n-am găsit o carte la care să spun, băi, ce amuzantă e cartea asta, doar așa, mici momente în care am mai zâmbit. Dar încă nu... Eu sunt cu plânsul. Pe mine trebuie să mă facă să plâng o carte, că de râs oricum râd zilnic. Oricum fac eu mișto de tot ce mișcă în jurul meu. Aici avem o poveste despre un personaj misterios, această femeie cu fustă violet, după cum îi spune și titlul. O femeie despre care lumea din jur nu știe nimic, dar pe care o judecă și deja îi pune etichete și deja, pentru că e mai ciudată și mai diferită, nu mai este acceptată în societate. Și mie îmi place cumva foarte mult subiectul acesta pentru că e foarte actual. Când ești diferit, deja lumea nu te mai acceptă în societate și zic despre tine că ești un ciudat și da, știți și voi cum se întâmplă. Și mi-a plăcut că e atât de misterios și nu înțelegi ce se întâmplă. Vedem viața și povestea acestei femei cu fustă violet de o vârstă incertă prin ochii naratoarei, o altă femeie care e cumva fascinată de această femeie cu fustă violet și atunci o tot urmărește să vadă ce-i cu ea și ce se întâmplă cu această femeie. Și chiar dacă... Uite, și noi, atunci când citim o carte, deja judecăm un personaj. În această carte o să spuneți despre, la un moment dat despre femeia cu fustă violet că e în felul în care v-ați imaginat voi, dar, credeți-mă, e posibil să vă surprindă mai spre final în ce direcție merge acțiunea. Așadar, o lectură foarte ușoară, dar plăcută. Femeia cu fustă violet, 3 steluțe din 5... Natsuko Imamura. E o carte recent apărută, e una dintre cele mai bune cărți ale anului 2021. Haideți că am scăpat de cărțile cu 3 steluțe, deși nu mai am, dar trecem la una care are 5 steluțe. N-am mai dat de mult timp 5 stele unei cărți. Este vorba despre La răsărit de Eden de John Steinbeck. Este cea mai bună carte pe care am citit-o eu, scrisă de Steinbeck până acum și dacă sunteți aici de mai mult timp, știți bine că mie îmi place foarte mult modul în care scrie acest autor. Și cu toate că aceasta este cea mai bună carte pe care am citit-o scrisă de el, am citit încă vreo 4 sau 5 înainte de aceasta și cu toate acestea îmi plăcea oricum foarte mult cum scrie autorul. Însă, La răsărit de Eden este wow! Are aproape 700 de pagini, dar pe mine nu m-a plictisit deloc. Are personaje foarte bune, are o acțiune extrem de bună, are tot ce trebuie, tot acum, credeți-mă, mie mi-a plăcut enorm, nici nu știu ce să vă povestesc foarte multe despre ea, nu știu să vă spun, adică nu știu, nu am cum să vă povestesc acțiunea romanului, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri și te ține cu sufletul la gură. Așadar, povestea urmărește destinele a două familii, familia Trask și familia Hamilton. Legat de personaje, personajul feminin principal din această carte este, nu știu, îl urăști, nu-l înțelegi, pur și simplu m-a intrigat la maxim, ce-i cu fata asta, pentru că pornește de la vârsta copilăriei. Cum poate fi atât de nebună? Este vorba despre Cathy. Cathy Trask, face parte din familia Trask. Este, Doamne, cum e personajul ăsta. Îi dă, nu știu, sarea și piperul acestei cărți. E o poveste despre bine și rău și despre cum fiecare dintre noi alege de ce parte să fie, de partea binelui sau de partea răului. Și de aceea e foarte important personajul acesta, Cathy, pentru că
datorită sau din cauza ei vezi treaba asta, de ce parte, că poți alege de ce parte vrei să fii. Pentru că ea alege să fie de partea răului. E o alegere voluntară. Nu e spoiler că este această Katie de partea răului. De la început o să vedeți cât de departe se duce. Deci o ia din prima, așa, nu o ia cu încetișor, o ia cu nebunii mari. Asta ca să nu vă dau spoilere. Nu pare rău că n-am citit-o mai devreme, tot timpul mă întreabă cineva, nu citești nu știu ce carte, că e foarte bun și o să-ți pare rău că n-ai citit-o. Nu, cred că acum a fost timpul ei. Inclusiv anul trecut am spus că aș citi în vara aceasta, adică în 2021 am vrut să citesc La răsărit de Eden, însă acum am simțit, da, vreau să stau și să mă bucur de cele aproape 700 de pagini. Nu știu ce să vă spun mai mult, știu doar că mi-a plăcut extrem de mult, are foarte multă acțiune, personaje foarte bune, foarte multe personaje, dar nu te derutează deloc. Pe lângă această Katie, personajul Lee, un chinez, care este servitorul, majordomul lui Adam, e și acela un personaj foarte fain. Mi-a plăcut extrem de mult și eu am o obsesie cu personajele. Dacă personajele îmi rămân mie în memorie, clar, au avut și acțiune bună, pentru că niște personaje bune clar fac lucruri nebunești. Ori bune, ori rele, dar fac lucruri mari, să zic așa. Nu știu, habar n-am, e una dintre cărțile despre care nu știu cum să vă povestesc. Știu doar că mi-a plăcut extrem de mult, dar nu știu cum să o spun, nu știu cum să mă exprim încât să mă înțelegeți. Așadar, rămâne doar la faptul că i-am dat 5 steluțe din 5 și în acest an am dat 5 steluțe, cred că la vreo 7 cărți din 40, așadar nu dau foarte des 5 steluțe, însă mi-aș dori să dau cât mai des. E o carte ce merită citită, o recomand cu tot sufletul. Încă o dată spun, sigur nu o să placă și nici nu trebuie să placă oricui, dar pentru mine a fost impresionantă și mă bucur că în sfârșit am citit-o. La răsărit de Eden, John Steinbeck, 5 steluțe din 5, superbă! V-ați entuziasmat? Stați liniștiți că revenim la 3 steluțe. Trecem la Femei și sare de Gabriela Garcia, căreia de fapt am vrut să-i dau 2 steluțe, însă am spus, hai, fi mai darnică, pentru că este cartea de debut și nu pot să comentez, nu este atât de rea pentru o carte de debut. De parcă aș ști eu să apreciez o carte de debut, dacă nu-mi spunea nimeni că e carte de debut, nici nu îmi dea seama, să fim sinceri. Dar pe Goodreads am spus, ok, fie 2,5 cu indulgență. Însă acolo au rămas 3. N-am dat 2, am dat 3 ca să fiu și eu o femeie mai bună la suflet și darnică. Nu este o poveste foarte rea, însă pe alocuri m-a plictisit. Deși are doar 200 și ceva de pagini, mă așteptam să meargă mai repede de atât. Avem încă o poveste despre viața de emigrant. O poveste care începe de prin 1866 în Cuba cu Maria Isabel sau Isabel Maria. Maria Isabel este străbunica lui Janet, care locuiește în prezent în Miami și se confruntă cu dependența de droguri. Probabil că m-a influențat faptul că am citit-o după La răsărit de Eden, care mi s-a părut foarte bună și atunci i-a mai scăzut din rating, de aceea eram eu între 2 și 3. Însă e o poveste drăguță, dar problema și aici a fost faptul că este o carte cu multe femei despre multe femei. Nu e chiar fiecare capitol despre o altă femeie, dar ai o listă, un fel de arbore genealogic la începutul cărții cu numele femeilor și cine mama cui e, înțelegeți voi, și a trebuit la fiecare capitol să mă uit, stai un pic, și Carmen cine e, și Dolores cine e, și Elena cine e, și cumva m-a derutat și dacă a fost și una dintre femeile despre care nu s-a mai povestit câteva capitole, atunci eram și cu ea ce s-a întâmplat, unde am rămas cu povestea. Și asta mi s-a părut mie puțin derutant și cred că de asta a și mers mai greu, pentru că am pierdut contactul cu povestea la un moment dat și am rămas, cum se întâmplă de multe ori, pe firul unei singure povești, și anume aceasta cu Janet și mama ei, Carmen. Oricum, ea este personajul cumva mai principal din această poveste.
Cred că nu ai citit o poveste care are legătură cu viața din Cuba, de exemplu, și lucrul acesta mi-a plăcut. De aia am fost un pic mai darnică și am dat 3. Vă recomand dacă vreți să citiți ceva rapid și relaxant. Femei și sare, Gabriela Garcia, 3 steluțe cu indulgență din 5. Trecem la următoarea carte, una pentru care probabil o să primesc hate sau comentarii negative sau, în fine, o să înceapă scandalul, așa că luați-vă popcorn. Este vorba despre cartea clasică pe care am ales eu să o citesc în luna august și anume Doamna Dalloway de Virginia Woolf, căreia i-am dat o steluță din 5. N-am mai dat o steluță unei cărți din, nu știu, de vreo 2 ani, 2 ani și ceva. Și am stat și m-am gândit, stai un pic, hai că poate o să-i dau 2, fii mai drăguță, n-a fost, poate, sigur n-ai înțeles-o tu, ești proastă și nu o înțelegi pe Virginia Woolf și da, asta poate fi adevărat, dar pentru mine a fost un chin să citesc această carte și are doar 200 de pagini, Dumnezeule. Aveam impresia că nu se mai termină. E foarte haotică. Gândurile sunt foarte haotice. Nu înțelegi unde duc, ce vrea să spună cu gândul respectiv, despre ce e cartea asta. Pur și simplu, n-am înțeles nimic. Și poate să-mi spun oricine că sunt proastă pentru că n-am înțeles nimic, pentru că așa aveam impresia citind cartea asta, ori sunt eu proastă, ori ea e nebună. Sunt două variante. Poate că există și una de mijloc, dar m-am chinuit să duc până la sfârșit acest roman, chiar dacă nu mi-a plăcut, pentru că voiam să înțeleg. N-am vrut să o judec înainte să termin, de aceea mă întreabă cineva de ce termin o carte dacă nu-ți place. Pentru că nu vreau să o judec înainte să văd tot întregul, să zic așa. Și mi-am dorit, când am început să citesc Doamna Dalloway, să citesc și Camera lui Jacob, pentru că dacă tot sunt 2 romane puse în această carte, mie așa îmi place să pot să termin toată cartea, pentru că pe Goodreads n-am cum să spun acum am terminat Doamna Dalloway, pentru că am dat că citesc fix varianta aceasta de la editura Corinth și dacă îi dau că am terminat, înseamnă că am terminat și Camera lui Jacob. Însă, cu toate că nu mi-a plăcut deloc modul în care este scrisă Doamna Dalloway, o să încerc la un moment dat să citesc și Camera lui Jacob. Am vrut să fac asta, dar văzând în ce stare ciudată și reading slump m-a băgat citind Doamna Dalloway, am zis stai un pic, fac o pauză pentru că nu o să reușesc și aveam impresia că nu o să mai placă să citesc dacă mai stau mult cu Doamna Dalloway. N-am ce să vă spun, n-am înțeles nimic din carte, m-a enervat pe tot parcursul ei, deși am pornit cu sufletul deschis, să zic așa. Pur și simplu, la un moment dat, pentru că am crezut eu că sunt nebună și că nu înțeleg pentru că am eu IQ foarte mic sau habar n-am, am citit o frază care era destul de lungă, cam atât, de vreo 3 ori, ca să îmi dau seama că nu sunt nebună și că femeia asta nu spune nimic cu fraza respectivă. Și începe cu ceva, trece la altceva și tu ești, stai un pic, dar vorbeai, ai început să vorbești despre copaci. Și ai trecut la faptul că nu-ți place ciocolata de la asta, nu știu, e un exemplu stupid, dar ca să înțelegeți cum mi s-a părut mie citind această carte. Dacă greșesc și dacă sunt persoane cărora le-a plăcut, liniștiți, vă rog să scrieți în comentarii, poate înțeleg și eu, poate înțeleg și alții care au aceeași părere cu mine, pentru că pe Instagram am vorbit cu mulți dintre voi și râdeam la un moment dat că nimeni nu mi-a spus când am început să citesc cartea că nu le-a plăcut. Dar când am văzut că postez pe Instagram spunând că nu-mi place deloc, au început mult să spună, chiar eram curioasă sau curios când ai început să o citești, pentru că mie nu mi-a plăcut deloc, eu am abandonat-o, eu nu știu ce, și zic, m-ați lăsat să mă chinui singură, să vedeți, nu-i spunem nimic că poate îi place și noi o să fim mai ciudați, dar când ați văzut că nu-mi place deloc, a zis, bun, putem să-i scriem că și noi suntem de aceeași părere. Da, așa m-am simțit, poate că n-ați vrut să mă influențați și foarte bine ați făcut-o, însă Doamne, mă bucur că am scăpat. O să-mi fac curaj la un moment dat să citesc totuși Camera lui Jacob, pentru că eu nu renunț atât de ușor la un autor sau la o carte doar pentru că nu mi-a plăcut una, pentru că e posibil să-mi schimbe părerea. De exemplu, s-ar putea ca romanul Camera lui Jacob să primească 2 steluțe și atunci, clar, îmi schimbă părerea de la 1 trecând la 2, e un pas mare înainte pentru Dalloway, pentru Virginia Woolf, un pas mare înapoi pentru mine. Din păcate, nu știu, certați-mă, faceți ce vreți, dați-vă delir în comentarii. Doamna Dalloway de Virginia Woolf primește din partea mea o steluță din 5.
Nu, n-am niciun stres. Să nu-mi zică cineva, Doamne, cum poți să dai unei cărți clasice o steluță? E, uite așa, clic, o steluță. E simplu, este pur și simplu părerea mea și nu dau steluțe unei cărți doar pentru că e o carte clasică. Am foarte multe cărți clasice pe care le-am adorat, le iubesc, dar asta nu înseamnă că toate cărțile încadrate în genul clasic o să-mi placă la nebunie. Da. Cum nu toate cărțile thriller o să-mi placă la nebunie sau orice gen. Cea de-a doua carte, Doamne, două cărți de 5 steluțe într-o lună. Nu s-a mai întâmplat de mult. Este vorba despre Institutul de Stephen King. Clar, m-a ajutat foarte mult doamna Dalloway să-i dau aceste cărți 5 steluțe. Probabil că orice citeam după doamna Dalloway, nu chiar orice, dacă era tot Virginia Woolf, clar nu primea 5 steluțe, dar nu știam ce să citesc. Nu simțeam nevoia să citesc, de fapt, după doamna Dalloway, dar într-un fel simțeam nevoia. Băi, trebuie să mă scoată o poveste din nebuloasa în care m-a băgat Virginia Woolf și am stat și m-am tot uitat prin bibliotecă. Evident, căutam ceva scurt, să nu stau să mă înham la, pentru că știam, simțeam că sunt într-un fel de reading slump și că nu o să pot să citesc o carte lungă și o să-mi ia foarte mult timp. Și uitându-mă eu prin bibliotecă, zic, o carte așa mai ușoară, care să mă țină în suspans, cu multă acțiune, zic, King. Știu că până acum King nu m-a dezamăgit, deși eu am început să citesc cărți thriller și mai ales cărțile lui King când am început să fac YouTube. Până atunci nu citisem thriller, nu-l citisem pe Stephen King. Dar după Cimitirul Animalelor și după Frumoasele Adormite mi-am tot cumpărat cărți scrise de acesta și institutul m-a făcut să citesc într-o zi 200 de pagini, era deja noapte și nu voiam să las cartea din mână, doar că trebuia să mă trezesc în ziua următoare de vreme pentru că mergeam la lucru și eram așa cu, mă durea deja capul, de cât suspans era, de cât nervi aveam că nu pot să stau să mai citesc, aveam o durere de cap. Știu, o să spuneți, da, te doare capul din ce citești cartea, atunci nu-i bună. Nu, era foarte bună, mă ținea cu sufletul la gură, voiam să văd ce se întâmplă mai departe. Și ce-mi place mie foarte mult la King, sta să nu mă ambalez prea tare ca să și înțelegeți ceva, este faptul că preia lucruri care se întâmplă în ziua de azi, lucruri grave, de multe ori, și le transpune prin imaginația lui în cărți thriller, cu fantasy, cu tot felul de nebunii, cu lucruri paranormale. Și asta mi se pare foarte interesant, că poate să facă lucrul ăsta. Am mai spus-o și o mai spun, are o imaginație excepțională. Mi-aș dori să am, nu știu, măcar 20-30% din imaginația lui, dar nu o am. Ceea ce m-a convins pe mine să citesc cartea aceasta, uitându-mă prin bibliotecă, a fost anunțul de la începutul cărții, care spune așa, conform datelor Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual, aproximativ 800.000 de copii sunt dați dispăruți în fiecare an în Statele Unite. Unii sunt găsiți, cei mai mulți nu. Despre lucrul ăsta vorbeam, nu știu, a luat o știre de genul acesta. Dispar foarte mulți copii din Statele Unite și pe mulți nu-i mai găsim. A luat o știre de genul acesta și a păgat-o în imaginația lui dubioasă, ciudată și cum o mai fi, nu știu de unde o are, și a scos acest roman, Institutul. A reușit să intre foarte bine, din punctul meu de vedere, în mintea unor copii. Este prima carte pe care o citesc eu, care are lucruri paranormale în ea și care îmi place la nebunie. M-a întrebat cineva la un moment dat, citești cărți despre paranormal? Și zic, mă, nu prea, că nu prea cred în ele. Nu știu, nu mi se pare real cumva, nu mă afectează, nu mă atinge. Dar o mare parte din cartea lui King, deși institutul acesta, ca să vă explic un pic, este un loc foarte dubios în care niște oameni ciudați adună copii până în 16 ani care au ori puteri telekinetice, ori puteri telepat. Deci avem copii cu TP sau TK, telepat sau telekinetic, adică citesc gândurile sau mișcă obiecte prin cameră. Și în acest institut nu o să vă spun prea multe despre el, pentru că ăsta este farmecul acestui roman. Această organizație super dubioasă fură copiii
de la părinții lor sunt urmăriți de mici, să vadă cine are puterile respective și la un anumit moment sunt răpiți și duși în acest institut, unde se fac foarte multe teste pe ei, încercându-le să le sporească puterile acestea sau să le țină la un anumit nivel încât să nu le facă probleme. Un loc groaznic și mai ales că este vorba despre niște copii de, nu știu, de la, pe la 8 până la 16 ani, pentru că din ce am citit eu în roman, de la 16 ani încolo deja ți se cam duc puterile astea și nu le mai poți folosi. Spre final, după ce ești lămurit cu totul, îți încearcă să-ți și schimbe perspectiva asupra ceea ce crezi tu despre acest institut. Se joacă foarte bine cu mintea ta, Stephen King. Asta am simțit-o în toate cărțile pe care le-am citit eu scrise de el. Construiește personaje foarte bune și știe foarte bine să se joace cu psihologia personajelor. Asta spuneam și despre Dostoievski. Nu-i compar. O să mă, cineva clar o să-mi zică, ești nebună, cum să-l compari pe King cu Dostoievski? Pentru că chiar m-a certat la cineva la un moment dat că i-am dat lui King 4 steluțe la o carte și nu știu cărui clasic, nu cred că era chiar Dostoievski, i-am dat 3. Și n-am înțeles că nu compar niciodată un clasic cu un thriller. Compar, nu știu, cărțile lui King, thriller, cu alte thrillere pe care le-am citit eu, cărțile clasice de pe doamna Dalloway cu alte cărți clasice pe care le-am citit eu, și așa mai departe. Ideea este că încerc eu să vă spun cât de mult mi-a plăcut mie acest roman, cât de mult m-a ținut cu sufletul la gură și cât de rapid a reușit să mă scoadă din reading slump. Este foarte bun King, dacă aveți nevoie de cineva să vă scoată din acest slump. Cred că o să vă ajute cărțile scrise de King. Nu mi-au plăcut toate cărțile astea. Astăzi am oprit, pentru că până acum preferatele mele sunt Cimitirul animalelor, aceasta și Frumoasele adormite, din ceea ce am citit. Da, v-am spus încă o dată, n-am citit multe, stați un pic să mă uit. Da, am mai citit mai târziu, care nu prea mi-a plăcut, și Jocul lui Gerald. Cred, doar atât, da. În schimb, mai am încă vreo 5 în bibliotecă care își așteaptă frumos rândul. Sunt acolo pentru că trebuie să ai un King la dispoziție, de exemplu, când pătești lucruri de genul acesta și intri într-un slam și ai nevoie de cineva să te scoată. King e bun de fiecare dată, e acolo pentru tine. Da, revenind la institut, am impresia că multe dintre lucrurile pe care vi le-aș putea spune ar fi spoilere, dar sper că din aiureala pe care am spus-o până acum ați înțeles măcar faptul că mi-a plăcut foarte mult, mai ales că i-am dat 5 steluțe, mai ales că am citit-o extrem de repede, are aproape 600 de pagini și n-am simțit când a trecut timpul, când am citit 600 de pagini, am citit-o cumva așa. Și Institutul, ce să vă mai zic, e foarte bună, Stephen King, 5 steluțe din 5. Ultima carte din acest vlog este scrisă de Milan Kundera și anume Ignoranța, căreia i-am dat 3 steluțe din 5. Este prima carte pe care o citesc eu scrisă de Kundera și pot să spun doar că mi-a atras atenția foarte mult, deși poate că vouă o să vi se pară că nu mi-a plăcut povestea atât de mult, și da, așa e, povestea nu mi-a plăcut atât de mult, dar modul în care scrie Kundera mi-a plăcut, mi se pare că ar fi genul meu și chiar vreau să mai citesc alte cărți scrise de acest autor. Mai am în bibliotecă Viața e în altă parte, însă după ce am terminat de citit am zis, cred că o să mai cumpăr câteva cărți scrise de Kundera pentru că pare genul meu. Încă o poveste despre emigrare, despre ce înseamnă să fii patriot și despre ignoranță, așa cum îi spune și titlul, însă, din punctul meu de vedere, este mai mult o poveste despre nostalgie. Am regăsit foarte des acest cuvânt în roman și mă gândeam în timp ce o citeam, de ce se numește ignoranță, că s-ar putea numi nostalgie. Dar descoperiți mai spre final de ce a numit acest roman Ignoranța. Avem iarăși o poveste despre o întâlnire întâmplătoare dintre un bărbat și o femeie. Avem o poveste despre emigrare, încă o dată v-am spus că este un subiect foarte actual, despre țara natală, despre comunism, despre ce înseamnă să fii patriot. La modul în care scrie Kundera, mie mi-a mai plăcut faptul că a făcut o paralelă foarte interesantă între povestea lui și Ulise,
care se întoarce în Ithaca după 20 de ani, la fel cum face și personajul feminin din această carte. Și la ceea ce te aștepți tu, lipsind atâta timp din țară, cum te aștepți să te primească oamenii înapoi, marea reîntoarcere, cum spune și în carte, și ceea ce primești tu în schimb ajungând acolo, dar asta nu vă spun eu cum, ce se întâmplă, pentru că vedeți voi citind cartea. Iarăși, n-am ce să vă povestesc foarte multe, pentru că are până în 200 de pagini și vă dați seama că dacă vă spun, nu știu, un lucru sau două importante care mi s-au părut mie în această poveste, deja vă dau spoiler, că nu se întâmplă foarte multe lucruri în 160 de pagini încât să apuc eu să vă spun vouă câteva care să vă capteze atenția. Concluzie, mi-a plăcut foarte mult cum scrie Kundera. M-a impresionat și mi-a schimbat perspectiva asupra romanului finalul, m-a surprins, recunosc, și m-a făcut să zic, da, vreau să mai citesc cărți scrise de Kundera. Da, 3 soluții din 5, ignoranța. Și ați scăpat! Acestea au fost cele 9 cărți pe care am reușit eu să le citesc în august și mă bucur, deși oricum sunt mult în urmă cu challenge-ul meu pentru 2022, dar deja m-am împăcat cu gândul, nu este o problemă, ideea este să mă bucur eu cât mai mult de cărți și să îmi spuneți la finalul anului, vezi că nici tu nu citești atâtea cât îți propui, ca să avem și un exemplu de, uite, chiar dacă ți-ai propus un anumit număr și nu se întâmplă, nu moare nimeni, nu e nicio problemă, stați calm. Ideea este mai bine îți propui mai mult decât mai puțin, cum am făcut anul trecut, când mi-am propus 50 de cărți și în martie citisem deja 50 de cărți. Și atunci am zis, o să măresc la 100, acum am zis, citesc 100 de cărți și n-am ajuns încă la 50. Deci se poate întâmpla și așa și așa. Ideea este că nu e relevant numărul acesta, însă pe mine mă ajută psihic să citesc mai mult. Acum este rândul vostru, vreau să-mi spuneți și voi ce ați citit în august, cum vi s-au părut cărțile pe care le-ați citit. Evident, dacă ați citit dintre cele pe care le-am citit eu, puteți să-mi spuneți părerea voastră, să schimbăm cumva impresii, poate aveți alte păreri față de ale mele, ceea ce e normal, așa e normal să se întâmple la fiecare carte, eu cred ceva, altul crede altceva, nu trebuie să avem toți aceleași păreri. V-am spus că o să vorbesc mult pentru că stau pe un scaun confortabil. Nu uitați că puteți găsi linkul spre acest scaun de la Ergo Human în descrierea acestui vlog. Sper să fie o lună bună din punct de vedere al cititului și luna septembrie. Așa cum a fost, cel puțin așa cum a fost luna august, așadar vă doresc lecturi cât mai frumoase, să avem o toamnă plină de cărți și de lecturi pe gustul nostru, pentru că oricum va veni la un moment dat și maratonul din această toamnă, dar până atunci să aveți o toamnă superbă și lecturi cât mai frumoase și pe gustul vostru. Ne vedem săptămâna viitoare, la 12, ca de obicei, sâmbătă, toamnă! Pa!